Un număr de peste 2500 de persoane interesate de un loc de muncă sau de un internship în domeniul IT au participat în această perioadă la târgul de cariere în IT, desfășurat la sala polivalentă din Cluj-Napoca. În timp ce mulți candidați erau absolvenți în domeniul IT sau studenți, alți participanți își doreau să se reprofileze în acest domeniu sau erau specialiști cu mai mulți ani de experiență. La mare căutare au fost posturile entry-level și internship-urile, la care au aplicat mulți dintre cei care au trecut pragul târgului de cariere, iar companiile declară că au identificat și candidați cu experiență bună în domeniu, pe care i-au programat la interviuri. Tot în această perioadă, aproximativ 5.000 de candidați au participat la târgul de cariere Cluj Global. Evenimentul a reunit la Cluj-Napoca peste 60 de companii din domenii variate de activitate, de la auto and automotive până la resurse umane, marketing, financiar, chimie, relații clienți, retail, inginerie și altele. Târgul de cariere continuă în 6 aprilie la Târgu Mureș, iar la Cluj-Napoca revine în toamnă. Detalii despre Târgul de cariere găsiți pe www.târguldecariere.ro